Începe Republica azi, doamnelor și domnilor. În ediția de ieri am avut de discutat câteva aspecte destul de interesante, spun eu. Și bineînțeles, la final mi-am arătat public colegii pentru că nu mi-au făcut grafică cu breaking news. Nu o să vă spun cum s-a rezolvat problema momentan, pentru că nu este momentul. Cu siguranță lumea freamătă la atacurile care se petrec între Israel sau în Israel și fâșia Gaza. De altfel, vedeam pe tot parcursul zilei acele acțiuni de evacuare din Gaza. Trebuie să știți faptul că Organizația Mondială a Sănătății nu vede foarte bine această evacuare, această manifestare amplă. Ziare.com, citim acum: Organizația Mondială a Sănătății cere Israelului să anuleze ordinul de evacuare din Gaza și se titrează aici dintr-o declarație, este o condamnare la moarte. Vedem exact despre ce este vorba. Cumva, la acest moment, toate televiziunile și agențiile internaționale de presă tratează acest subiect. Sunt atât de multe evenimente care se petrec de la ora la alta, încât este cazul să ne îndreptăm și noi atenția către astfel de evenimente. De altfel, cele care cutremură întreg mapamondul. Organizația Mondială a Sănătății a declarat că a cere pacienților vulnerabili să evacueze spitalele din Gaza echivalează cu o condamnare la moarte, iar directorul general al agenției a cerut Israelului să revină asupra deciziei, relatează The Guardian și CNN. E bine, OMS a declarat vineri că autoritățile sanitare locale din Gaza au informat-o că este imposibil să evacueze pacienții vulnerabili din spitalele din nordul Gazei după ce armata israeliană a cerut civililor să plece spre sud în termen de 24 de ore. Există persoane grav bolnave, al căror unice șanse de supraviețuire înseamnă conectarea la aparate de susținere a vieții, cum ar fi ventilatoare mecanice, a declarat Tariq Jasavric, purtătorul de cuvânt al OMS, potrivit Reuters. Așa că mutarea acestor oameni este o condamnare la moarte. Ale cere lucrătorilor din domeniul sănătății să facă acest lucru este mai mult decât o cruzime, a spus oficialul OMS. La rândul său, directorul OMS Tedros Adhamon a declarat că spitalele din Gaza sunt punctul de colaps și a făcut un apel direct la Israel pentru a se răzgândi în privința iminente ofensive. Spitalele din Gaza se află într-un punct critic, explică Teodor Adamnos, și spune că fără intrare imediată a ajutoarelor, serviciile esențiale de sănătate se vor opri. Am vizitat Gaza în 2018. Accesul la îngrijire era deja dificil. Ei bine, mai spune, știu direct că o evacuare în masă în sudul enclavei ar fi dezastruoasă pentru pacienți. Lucrători din domeniul sănătății și alții civili rămași în urmă s-au prins într-o mișcare de masă periculoasă și poate mortală. Facem apel pentru anularea deciziei, a spus, vă spuneam, Tedros Adhanom despre această decizie de a muta populația din Gaza într-o manifestare amplă până la urma urmei de evacuare a populației din zona respectivă. Bun, situația este cu adevărat gravă. Important este că au loc atacuri atât în fâșia Gaza cât și în Israel concomitent. Și autoritățile încearcă, până la urma urmei, o stabilizare pentru victime. Este extrem de greu să se întâmple acest lucru. Iată, deciziile care se iau sunt extremiste, deși nu este un cuvânt sănătos în exprimarea aceasta. Doi cetățeni români au fost uciși în Israel, scrie Ziare.com, anunțul ministrului afacerilor externe, care a confirmat vineri 13 octombrie
Decesul a două persoane cu dublă cetățenie israeliano-română cu domiciliul în statul Israel. Prima persoană este cea al cărei deces a fost anunțat de către autoritățile israelene încă din 9 octombrie, care deținea cetățenie israeliano-română cu domiciliul așadar în statul Israel. Cealaltă persoană este cea pe care familia a declarat-o dispărută pe 12 octombrie și al cărei deces a fost confirmat vineri de autoritățile israeliene. Ministerul Afacerilor Externe transmite condoleanțe familiilor și își exprimă regretul profund pentru victimele acestor atacuri și reiterează condamnarea fermă a terorismului în toate formele sale de manifestare. Ambasada României la Tel Aviv și Consulatul General al României la Haifa mențin în permanență contactul contactul cu autoritățile israeliene pentru verificarea informațiilor cu privire la cetățenii români. Da, ne uităm cu îngrijorare. Știți cum este? Nici nu știți, nici nu știi cum să comentezi în astfel de situații, pentru că ne uităm pe de-o parte la granița țării noastre, acolo unde se duce războiul dintre Rusia și Ucraina, dar și de cealaltă parte când vine vorba despre această amplă manifestare armată între militanții rebeli din fâșia Gaza și Israel. Bun, iată că se întâmplă astfel de situații peste tot în lume. Atac islamist la un liceu din Franța. Agresorul ar fi strigat, cităm, atenția la Ahbar. O persoană a fost ucisă și două rănite de un individ înarmat cu un cuțit vineri dimineața la un liceu din Arras, la liceul Gambetta. Presupusul autor, care ar fi strigat, cităm, Allah Akbar, în acel moment a fost arestat, relatează TF1. Președintele Emmanuel Macron va vizita liceul unde s-a petrecut faptele, a anunțat Palatul Élysée. Adunarea Națională Franceză și-a suspendat lucrările în semn de solidaritate cu victimele. Persoana care a murit era chiar un profesor. Un agent de pază a fost înjunghiat de mai multe ori și se află în stare de urgență absolută, în timp ce un alt profesor a fost rănit ușor și se află în stare de urgență relativă. E clar că e vorba de un translate al unui articol de la cel mai probabil al agențiilor franceze. Scena a fost filmată de mai mulți elevi de la fereastra clasei lor. În înregistrările video se vede cum un bărbat atacă mai multe persoane în curtea școlii. Le Figaro scrie că agresorul, dar și fratele său, au fost arestați de poliție. Se pare că ambii sunt de origine cecenă. Toate școlile din oraș au fost plasate în izolare. Poliția a fost și ea pusă în alertă maximă, iar ministrul de interne, Gerard Darmanin, este așteptat la fața locului. Atacul intervine a doua zi după incidente la o manifestare interzisă pro-palestiniană la Paris, care a dat naștere unor încăierări. Franța are cea mai mare populație musulmană și evrească din Europa, iar conflictul israeliano-palestinian a contribuit în trecut la tensiuni între cele două comunități. În plus, președintele Emmanuel Macron a avut o intervenție televizată joi seară pe această temă, făcând apel la umanitate pe fondul temerilor că Franța ar putea importa conflictul în plină desfășurare între Israel și Hamas. Sunt într-adevăr situații cu adevărat alarmante. Revenim, știrea inițială arăta faptul că o operațiune a poliției a avut loc la liceul Gambetta din Arras. Agresorul a fost arestat de poliție, scria la acel moment pe Twitter Gerard Darmanin, ministrul de interne. Ei bine, potrivit informațiilor, un individ înarmat cu un cuțit a intrat în instituție și a atacat mai multe persoane aflate în curte. Una dintre ele a murit, iar alte două au fost rănite. Suspect care ar fi strigat, cităm, Allah Akbar, am încheiat citatul, în momentul incidentului a fost arestat. Oameni buni, peste tot în lume situația este una destul de tensionată și cred că în acest moment este bine să înțelegem că e nevoie de apel la calm, apel la înțelegere, la
puterea de a asimila aceste informații așa cum se petrec ele, la a nu interpreta, pentru că iată deja comunitățile din alte țări ale lumii, mă rog, iată, iau atitudine și comit gesturi necugetate. Se întâmplă lucruri și în România și de-a lungul edițiilor Republica Azi am venit cu informări în care am precizat despre anumite practici care sunt nelegale, le spuneam noi câteodată, încercând așa să facem chiar și puțin haz de necaz. Problema este extrem de serioasă, mai ales că dacă ne-am raportat la următorul articol pe care îl vom citi în emisiune, un bărbat a vândut droguri prin intermediul unui elev și iată, vedem și cum îl șantaja pe acesta. Bărbatul a fost arestat pentru 30 de zile după ce a comercializat droguri prin intermediul unui elev și și șantajat, a informat vineri 13 octombrie, într-un comunicat de presă, Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, DICOT, Biroul Teritorial Satu Mare. Din cercetările efectuate a rezultat că pe parcursul anului 2023, inculpatul a comercializat mai multe, în mod repetat, droguri de mare risc, acest 3CMC, noul drog, cunoscut sub denumirea de cristal, inclusiv prin intermediul unui minor elev al unui liceu din municipiul Satu Mare. Practic, iată cum aceste rețele se infiltrează în rândul elevilor și studenților. De asemenea, l-a amenințat în mod repetat pe minori cu exercitarea unor acte de violență, constrângându-l astfel să-i remită o sumă de bani pe care pretindea că i-o datorează dintr-o activitate anterioară de intermediere a comercializării de droguri. Presiunile efectuate în mod constant asupra persoanei vătămate minore i-au inspirat acestea o stare puternică de temere observată de un profesor consilier din cadrul unității de învățământ, care a sesizat Serviciul de Combatere a Criminalității Organizate Satu Mare, precizează sursa citată. E bine, iată că nu ne dezicem de astfel de situații și într-adevăr avem tot felul de astfel de acțiuni care, din nefericire, implică și minori. Avem o informație, breaking news, v-am spus că aveam și noi nevoie să facem așa ceva și dacă nu s-a întâmplat locul acesta, cu toate că nu e momentul, uitați. Sau, pentru cei care nu înțeleg, stați că îmi pune pe bucte. S-a pregătit regia, fraților, uite. Deci, e perfect. S-a pregătit regia, eu am vrut să fac un manifest făcând cea mai... Dar uite ce frumos s-au pregătit colegii în regie, făcând cea mai rudimentară formă de breaking news, sau pentru varianta românească, avem și pe asta, da? Deci, colegii din montaj care ar trebui să se ocupe de a ne obține grafica necesară, bine, ea există, nu se înțelege, eu glumesc, da, vorbim despre o emisiune de pamflet, dar uite, colegii mei din regie au făcut acest lucru și breaking news, într-adevăr, pentru că acum a fost dată oficial informația de către autorității, vorbim despre procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, Serviciul Teritorial Pitești, care au reținut un inculpat cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de trafic de persoane. Din cercetările efectuate a rezultat că în perioada 2020-august 2023, inculpatul, profitând de starea vădită de vulnerabilitate a unei persoane vătămate majore cauzată de situația materială precară, lipsa de educație și a afecțiunilor grave de natură psihică,
A recrutat-o și a exploatat-o prin obligare la muncă neremunerată într-o stână din județul Argeș. Victima a fost adăpostită în condiții improprii, lipsită de hrană corespunzătoare și de îngrijire medicală adecvată bolii de care suferea. Împreună cu polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Pitești, Serviciul de Combatere a Traficului de Persoane, au fost efectuate două percheziții domiciliare în județul Argeș, fiind identificate și ridicate mai multe mijloace de probă. Vă spunem practic astfel de lucruri pentru că practic ne raportăm la nivel național la toate câte se întâmplă și de fiecare dată am încercat să arătăm aceste fapte pentru a explica faptul că sunt în afara legii și că ar trebui ca persoanele care ar putea ajunge într-o astfel de situație să nu cadă victime. Ei bine, vă spunem că au fost făcute două percheziții domiciliare și au fost identificate și ridicate mai multe mijloace de probă. În cursul zilei, judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Argeș a dispus arestarea preventivă a inculpatului pentru o perioadă de 30 de zile. Iată, acesta era breaking news-ul de care vă povesteam mai devreme și, într-adevăr, mulțumesc foarte mult, Dan, deci n-a mai fost nevoie să folosesc asta. Dar eu o păstrez. Dar acum, vezi tu, ceea ce apare pe burtieră Breaking News este datorită colegilor din regie, dar aceasta este din cauza colegilor de la montaj care nu au făcut. Avem și varianta românește, să nu mai fie nevoie să mai traducem. Da? Bun. Breaking News, adică informație venită pe ultim moment. Vă spuneam, apropo de aceste fapte de corupție care se petrec, ele nu mai departe de județul Prahova, scrie Republica News, trio corupt la Colceac, primarul, viceprimarul și încă o persoană reținuți de DGA pentru luare, dare de mită și corupție. E bine, primarul, viceprimarul și încă o persoană din Colceac au fost reținute joi seară de Direcția Generală Anticorupție. Cei trei sunt suspectați de luare, dare de mită și abuz în serviciu. Concret, primarul localității este suspectat de abuz în serviciu, iar viceprimarul de dare și luare de mită. Aseară, cei trei au fost reținuți pentru 24 de ore, iar oamenii legii cercetează modul în care au fost făcute anumite achiziții de către cei doi edili. Dan, scoatem grafica, mulțumesc foarte mult, pentru că voiam să mai citim câteva detalii despre această situație, despre această informație, practic, care a apărut în cursul acestei dimineți și voiam să vă spun și faptul că se fac anumite, sau mă rog, această decizie atrage după sine anumite măsuri. Revin cu mai multe informații și vă spun faptul că vă spuneam așadar, primarul comunei Prahovene Colceac, Valentin Stan, a fost suspendat încă de vineri din toate funcțiile, de astăzi, adică, din toate funcțiile pe care le deținem PNL. Dar hai să vedem mai întâi informația primară, da? Îmi cer scuze, Dan, că am schimbat foarte rapid, deci chiar îmi cer scuze. Bun. Deci vă spuneam așadar că primarul și viceprimarul din comuna Prahoveană Colceac au fost reținuți joi seară de Direcția Generală Anticorupție. Împreună cu alții, împreună cei doi edili, practic, au fost reținuți alături de ei și o a treia persoană care nu deține o funcție publică potrivit unei surse apropiate de anchetă, scrie ziarul incomod.ro. Surse judiciare au precizat că ancheta vizează fapte de corupție, respectiv luare de mită, dare de mită, așa cum vă spuneam, cum au titrat și colegii din republicanews.ro și abuz în serviciu. E bine, procurorii de la parchetul de pe lângă Tribunalul la Prahova instrumentează acest dosar în care este cercetat modul în care au fost făcute achizițiile de cei doi edili. Vineri dimineață, primarul, viceprimarul și această a treia persoană cercetată în cauza au fost duși la sediul parchetului Prahova pentru neaudieri. Urmează așadar ca procurorul de casă să stabilească dacă va cere instanței măsura arestului preventiv. Iată, vorbim, vă spuneam ceva mai devreme, am citit cumva înainte de ciclicitatea practică a acestor fapte.
Și chiar merită să spunem, apropo de asta, și după ce suntem gata, că e cu breaking news. Sau, bineînțeles, colegii mei din regie, iată, fac acest lucru. Cercetat într-un caz de corupție, primarul comunei Prahovene, Colciar Valentin Stan, a fost suspendat vineri din toate funcțiile pe care le deține în PNL. Conducerea PNL Prahova a anunțat vineri că l-a suspendat din partid pe primarul comunei Colciar Valentin Stan ca urmare a începerii unei anchete penale de corupție care îl vizează. Trebuie să știți faptul că decizia a fost luată de către biroul permanent județean al PNL Prahova. Cu această ocazie a fost suspendat și viceprimarul comunei, Georgian Dicuseară, inclus în același dosar penal. Iertați-mă, nu are nicio legătură informația, vă spun de fiecare dată. Pur și simplu era un comentariu în regie pe care eu îl aud având în vedere faptul că sunt conectat în cască. Bineînțeles că nici acesta nu are legătură cu informația. Bun, vă spuneam că vrem să mai discutăm pe marginea subiectului. Iată, scriu colegii de la ziarul incomod.ro, cine este Valentin Stan, primarul plasat în arest de către DGA, biroul permanent județean al Partidului Național Liberal Prahova, a decis astăzi așadar suspendarea din funcție, dar n-o să scoatem puțin, pentru că mai avem un alt material pe care vreau să-l discutăm și să vedem puțin câteva date despre primarul liberal al comunei Prahovene, Colciag Stan Costin Valentin, care a fost reținut de procurorii Direcției Generale Anticorupției, așa fiind plasat în arest, alături de, vă spuneam, surse judiciare vorbesc despre fapte de luare, dare de mită și abuz în serviciu. Valentin Stan este primar PNL în comuna Colciag, aflat la primul său mandat. Într-un interviu acordat în 2020 publicației de Prahova.ro, când era candidat la primărie, spunea că este de profesie antreprenor. La acel moment, Valentin Stan povestea că s-a mutat în comună în 2007, unde a format mai întâi un grup de tineri voluntari numit Tineretul Colciag. Iată o declarație a acestuia: sunt un om căruia îi place să lucreze în echipă și știu că unul dintre cei mai mari dușmani administrației publice locale este timpul, așa că voi avea alături de mine oameni care au experiența necesară și capacitatea de a putea implementa rapid proiecte finanțate cu fonduri europene sau guvernamentale. De altfel, cu siguranță voi avea sprijinul colegului meu, Iulian Dumitrescu, viitorul președinte al Consiliului Județean Prahova. Se întâmpla asta în 2020, că s-a și întâmplat, mă rog, atunci era dată declarația. Ei bine, veți vedea, spunea edilul la acel moment, că veți vedea, această echipă a PNL Prahova va schimba imaginea nu doar a localității Colciag, ci și a județului, declara la acel moment Valentin Stan. Nu i-a fost foarte greu să schimbe, dacă mă întrebați. Important de precizat este că și Iulian Dumitrescu, președintele PNL Prahova, pe vremea aceea candidat pentru funcția de președinte al Consiliului Județean Prahova, transmitea mesaje de susținere pentru Valentin Stan și iată, scria într-o postare publică că, citez, îl susțin pe domnul Stan Costin Valentin pentru funcția de primar al comunei Prahovene Colciag, are o viziune de dezvoltare locală fezabilă. Dacă vi se pare că mă uit într-o parte, mă uit într-un ecran unde văd mai bine decât să stau cu capul în jos, mai bine țin privirea. Are o viziune de dezvoltare locală fezabilă și consistentă, dar și o echipă competentă și extrem de inimoasă. Din postura de președinte al CJ Prahova, îl voi susține pe primarul Stan să implementeze următoarele proiecte importante de investiții cuprinse în programul său de guvernare locală. Pe de-o parte, iată, vorbea de branșarea tuturor gospodăriilor la rețeaua națională de alimentare cu gaze naturale, continuarea proiectului de extindere a rețelei de apă și canal, asfaltarea și reparația drumurilor comunale și alte astfel de investiții. Iată că la acest moment vorbim despre o anchetă în curs care îl vizează
Pe primarul Valentin Stan îl aveți în imagine, primarul comunei Colceag, primar din partea PNL. E bine, cam asta despre subiect. Cu siguranță vom afla date din partea oamenilor legii, referindu-ne aici și la faptele exacte și pentru ce motiv a ajuns. O fată de 13 ani a ajuns la spital după ce a fumat o țigară cu substanțe psihoactive. Discutăm despre acest subiect în a doua parte a emisiunii, când vă spun și că bovinele cumpărate din Prahova și Buzău au fost făcute cu bani falși și mascații au intrat peste infractori, dar și cum a ajuns pe Netflix femeia care a inventat ciorba rădăuțeană. Rămâneți cu noi, revenim la Republica azi. Am revenit la Republica azi, doamnelor și domnilor. În prima parte a emisiunii discutam despre situația din Israel și fâșia Gaza, despre modul în care se încearcă îndepărtarea civililor din zonele cu risc, dar și despre faptul că Organizația Mondială a Sănătății nu recomandă, potrivit discuțiilor purtate cu reprezentanții unităților medicale care sunt în zona de incidență, că sunt oameni care sunt dependenți de aparate, iar dacă ar fi deconectați, cu siguranță și-ar pierde viața. Ne întoarcem și în cea de-a doua parte a emisiunii, deși înainte de publicitate v-am promis și alte discuții și alte materiale pe care le vom dezbate de-a lungul acestei ediții, despre faptul că și Klaus Iohannis a avut o discuție telefonică cu președintele Israelului și iată s-a întâmplat chiar vineri o discuție telefonică, adică astăzi, cu președintele Israelului, Isaac Herzog, potrivit administrației prezidențiale, în cadrul convorbirii, președintele Klaus Iohannis a condamnat încă o dată atacurile teroriste inacceptabile împotriva Israelului și a exprimat regretul că aceste acte violente s-au soldat cu numeroase victime în rândul civililor nevinovați. Cei doi președinți au exprimat totodată profund regret pentru faptul că printre persoanele care și-au pierdut viața se află și doi cetățeni români, arată practic administrația prezidențială. Președintele României l-a asigurat pe președintele statului Israel că țara noastră este pregătită să ofere asistență de urgență în orice moment, dacă va fi necesar. De asemenea, președintele Klaus Iohannis i-a mulțumit președintelui Isaac Herzog pentru sprijinul oferit de autoritățile israeliene cetățenilor români, în special în ceea ce privește repatrierea până în prezent în condiții de siguranță a celor 2162 de cetățeni români, informează administrația prezidențială. Președintele Klaus Iohannis i-a transmis omologului său că, citez, România se bazează în continuare pe sprijinul valoros al Israelului în ceea ce privește asistența acordată cetățenilor români în aceste vremuri foarte dificile, nu doar pentru Orientul Mijlociu, ci și pentru întreaga lume. Iată, vă spuneam așadar că sunt situații destul de grave și dacă tot am discutat despre tot ceea ce se întâmplă acum în acea zonă, se pare că vorbim și despre faptul că Hamas i-a luat pe civilii din Gaza prizonieri, respinge ideea unui coridor umanitar, iertați-mă, care a fost propus de către Egipt, această idee. E bine, mișcarea islamistă palestiniană Hamas, aflată la putere în fâșia Gaza și de 6 zile în război cu Israelul, a respins propunerea creării unui coridor umanitar făcută de Egipt. Acest coridor ar forța poporul palestinian să își părăsească patria și ar împiedica noi strămutări și ar căuta, dar și căutări de noi locuri de refugiu, a declarat joi 12 octombrie pentru EFIE, o sursă din cadrul grupării islamiste. Potrivit acesteia, Hamas continuă să ceară accesul la produsele și bunurile de primă necesitate, cum ar fi combustibil sau electricitatea, tot ceea ce poate să le garanteze celor 2,3 milioane de palestinieni din enclavă dreptul la viață, în timp ce fâșia Gaza se află în pragul colapsului umanitar, în urma bombardamentelor intense și a unui asediu israelian total care împiedică chiar și intrarea alimentelor. E bine, cu toate acestea, deschiderea unui coridor sigur pentru a-i forța pe oamenii noștri să-și părăsească patria și să suferă o moarte permanentă nu este ceva cu care poporul nostru și
rezistența noastră să fie de acord, a declarat membrul organizației islamiste care a comis sâmbătă trecută un atac surpriză terestru, maritim și aerian asupra Israelului, soldat cu peste 1300 de morți și 3200 de răniți. În Gaza, cel puțin 1350 de persoane au fost ucise și 6049 au fost rănite în urma atacurilor aeriene israeliene, iar spitalele sunt lipsite de electricitate și duc lipsă acută de materiale, ceea ce a generat o situație limită. Potrivit EFE, trebuie să știți, la acest moment, circa 3000 de persoane au fost strămutate joi într-un hotel din Gaza, unde au rămas fără apă și mâncare în timp ce Israelul a efectuat bombardamente intense în locuri precum Rafah, iertați-mă, în sudul enclavei și adiacent punctului de trecere a frontierei cu Egiptul. Ministerul Sănătății din cadrul Autorității Naționale Palestiniene a făcut și un apel urgent la Comitetul Internațional al Crucii Roșii și la comunitatea internațională pentru o intervenție imediată, astfel încât medicamentele și materialele medicale să poată fi trimise în Gaza pentru sălile de operație, serviciile de urgență și unitățile de terapie intensivă. Ministerul Sănătății Palestiniene a cerut ajutorul pentru deschiderea spitalelor de campanie pentru a salva viețile răniților, în special ale femeilor, copiilor și bătrânilor, întrucât numărul mare de răniți depășește în prezent capacitatea spitalelor din fâșia Gaza, a declarat ministrul local al sănătății, Mael Kaila. În același timp, Israelul, potrivit unor surse de securitate egiptene, a respins de asemenea propunerea făcută de Egipt pentru crearea temporară a unei zone tampon în fâșia Gaza, în apropierea frontierei sale, pentru a găzdui persoanele strămutate care fug de bombardamentele israeliene. Bun, trebuie să știți faptul că situația nu se oprește aici, mai ales pentru că negocierile continuă între Egipt și SUA cu privire la ajutorul umanitar pentru Gaza și la transferul răniților care necesită tratament în Egipt, precum și la un armistițiu propus de autoritățile de la Cairo, potrivit surselor care au precizat că până în prezent toate aceste propuneri au fost respinse de către Israel. De asemenea, guvernul egiptean a declarat joi dimineață că punctul de trecere a frontierei Rafah cu Egiptul este deschis traficului și nu a fost niciodată închis de la izbucnirea conflictului. Trebuie să știți faptul că numărul persoanelor strămutate în interiorul fâșiei Gaza a depășit 338 de milioane, crescând 338.000, iertați-mă, crescând cu 75.000 numărul civililor care și-au părăsit casele în interiorul teritoriului palestinian într-o singură zi, a anunțat biroul ONU prin coordonarea afacerilor umanitare. Deci 338.000, iată, m-am uitat în monitorul de control și am văzut mai mult, care practic a crescut cu 75.000 numărul civililor care și-au părăsit casele. Vorbim așadar despre o criză umanitară. Singura centrală electrică din Gaza a încetat să mai funcționeze după ce a rămas fără combustibil. S-a întâmplat asta pe 11 octombrie, lăsând spitalele pline de răniți în beznă. Unitățile s-au folosit de generatoarele de rezervă pentru a putea îngriji răniții. Chiar și așa, trebuie să știți faptul că înainte de izbucnirea conflictului, fâșia Gaza primea curent electric doar 13 ore pe zi. Se așteaptă ca unele spitale cu rezerve limitate să rămână fără combustibil în câteva zile. De asemenea, peste 600.000 de persoane au rămas fără apă potabilă din cauza deciziei israeliene de a întrerupe aprovizionarea cu apă. Situația este cumva în continuă mișcare, se întâmplă lucruri acolo pe front și iată mișcări în enclavă. Pompele locale de apă și sistemele de canalizare vor avea de asemenea nevoie de combustibil pentru a funcționa. Ei bine, închiderea punctului de trecere a mărfurilor de la Kerem Shalom cu Israelul a dus la epuizarea stocurilor de alimente. O treime din magazinele din Gaza raportează o lipsă de produse de bază. Organizația Națiunilor Unite afirmă că majoritatea magazinelor mai au suficiente alimente
dar doar pentru două săptămâni. Înghesuiți printre ruine, Fâșia Gaza are una dintre cele mai mari densități de populație din lume. În medie sunt peste 5700 de oameni pe kilometru pătrat, dar această cifră crește la peste 9000 în orașul Gaza. Peste 75.000 din populația Gazei, aproximativ 1,7 milioane de oameni sunt refugiați înregistrați potrivit ONU. E bine, peste 500.000 dintre ei trăiesc în 8 tabere aglomerate răspândite pe tot teritoriul. Conflictele dintre militanții palestinieni și Israel și condițiile de viață precare au lăsat mulți oameni fără locuințele adecvate. Datele ONU arată că din cele 13.000 de case distruse din 2014, doamnelor și domnilor, și până în prezent, doar 2.200 au primit fonduri pentru reparații. Alte 72.000 de case au fost lăsate la stadiul de ruine. E bine, bilanțul a crescut alarmant odată cu noile atacuri și vă spun faptul că în Fâșia Gaza lucrările nu pot fi realizate pentru că Israelul oferă acces limitat la materiale de construcții și echipamentele specifice. Tel Avivul invocă o așa numită dublă utilizare. Ca să vorbim mai mult despre toată această situație, vă spun și faptul că palestinienii se bazează pe importuri pentru a-și asigura hrana de zi cu zi. Aproximativ 22% din cele 12.000 de camioane încărcate de mărfuri pe care Israelul și Egiptul le-au permis prin punctele de trecere Kerem Shalom și Rafah în august 2023 au provizii de alimente potrivit ONU. Restricțiile israeliene privind accesul la terenurile agricole și pescuite au forțat pe palestinieni să depindă doar de importuri și de ajutoare pentru că nu își pot produce singuri alimentele. Fermierii nu pot cultiva nimic pe terenurile pe care le dețin în zonele restricționate și bine delimitate de Israel. Vă mai spun faptul că mulți copii merg la școală administrate de Organizația Națiunilor Unite, dar aceste clădiri funcționează mai mult pe post de adăposturi în urma bombardamentelor. Potrivit Agenției Palestiniene pentru Refugiați UNRWA, 71% dintre cele 278 de școli ale sale din Gaza au un sistem în două ture și vă mai spun faptul că o parte dintre elevi învață dimineața, iar cealaltă după amiaza. Ei bine, sistemul este unul precar. În medie, în 2022 învățau numai puțin de 41 de elevi. Fâșia Gaza are una dintre cele mai tinere populații din lume și vă spun faptul că are aproape 65% din populație sub 25 de ani potrivit CIA World Factbook. Prin comparație, vă mai spun faptul că procentul tinerilor din Londra depășește puțin 20% în Londra, unde, conform datelor de la recensământul din 2021, peste 65% dintre locuitori au vârste cuprinse între 25 și 64 de ani. În plus, peste 80% dintre palestinieni trăiesc în sărăcie, iar nivelul șomajului este unul record, 45% în 2022. Șomajul în rândul tinerilor este chiar mai mare, adică 73,9% dintre persoanele cu vârsta cuprinsă între 19 și 29 de ani care dețin diplome de liceu sau diplome universitare nu au un loc de muncă. Majoritatea persoanelor care trăiesc acum în Fâșia Gaza sunt descendenți ai refugiaților palestinieni care au fost expulzați în mod violent din casele și satele lor natale din ceea ce astăzi este Israelul modern în timpul războiului din 1948 care a dus la crearea statului. Iată câteva date despre această amplă manifestare de forțe. Vorbim despre reacții ale tuturor organizațiilor internaționale care încearcă să sprijine până la urma urmei populația care are cel mai mult de suferit în această perioadă. Ne întoarcem în țara noastră și vă spun faptul că o fată de 13 ani a ajuns la spital după ce a fumat o țigară cu substanțe psihoactive. Vedem și care este starea adolescentei. Iată că
Din păcate se întâmplă astfel de situații. Fata de 13 ani este din județul Olcea, a ajuns la spital după ce ar fi fumat o țigară care fi conținut substanțe psihoactive. Reprezentanții inspectoratului de poliție al județului Olt au anunțat vineri 13 octombrie că polițiștii au fost sesizați despre acest caz de cadrele medicale de la spitalul județean. La data de 12 octombrie, în jurul orei 10:50, poliția din cadrul municipiului Slatina au fost sesizați telefonic de către personalul Spitalului Județean de Urgență din oraș cu privire la faptul că o minoră a fost adusă la unitatea de primire urgență a spitalului întrucât acuzat stări de rău după ce ar fi fumat o țigară și există suspiciunea că ar fi conținut substanțe psihoactive. În cauză, polițiștii au întocmit acte de constatare ale evenimentului pe care l-au înaintat către structurile cu atribuții în domeniu. Trebuie să știți faptul că fata are 13 ani și este elevă la o școală gimnazială din Slatina. Directorul medical al Spitalului Județean de Urgență, medicul Florin Popa, a declarat pentru presa locală că fata este internată așadar în secția de neuropsihiatrie infantilă. Evoluția stării de sănătate este favorabilă, dar mai prezintă o ușoară amnezie. Fraților, e greu. Noi gândeam în edițiile anterioare, când venea vorba despre practici cu trafic de droguri și așa mai departe, dar iată că lucrurile merg din rău în mai rău, adică în loc să ne potolim, se pare că ne ducem în jos. Mai avem câteva subiecte de citit și aș vrea să vedem. Începem cu alta de la republicanews.ro. Ministerul Transporturilor primește peste 470 de milioane de euro pentru achiziționarea a 62 de trenuri electrice. Adică nu o să mai spunem gluma aia cu CFR-ul care îți transmite de Paște Crăciun fericit? Se va mea... Stați, iertați-mă, am avut un moment de buluceală, pentru că nu este așa. N-are legătură trenul cât are legătură infrastructura. Care mai merge el trenul, dar pe ce să merge? Care vrea să nu se joacă, să nu se joacă, mai bine să pleacă, să nu ne mai încurcă? Breaking news! Hop, ca să zicem că se întâmplă niște noutățuri. Ia să vedeți cum a apărut și pe burtieră. Mulțumesc, Dan Aldea. Ministerul Transporturilor și Infrastructurii a obținut finanțare în valoare de peste 470 de milioane de euro din Fondul pentru Modernizare pentru un proiect de îmbunătățire a eficienței energetice în sectorul transporturilor. Această inițiativă implică achiziționarea 69 de trenuri electrice cu scopul de a reduce emisiile de dioxid de carbon cu 29,2%. Dacă mă întrebați pe mine, lăudabilă inițiativă, dar parcă ne-am fi dorit să facem de așa manieră încât pe căile ferate românii să circule, uai, trenul mai repede, că n-avem infrastructură. Trenule, mașină mică, nu așa era? Unde-l duci pe Ionică? Pe unde-l duci? Tip-til, tip-til, teleu, așa, trâdâm. Iar în ceea ce privește Ministerul Transporturilor, acesta a primit confirmarea finanțării de la Banca Europeană de Investiții pentru proiectul intitulat ghilimeaua Sprijinirea reducerii consumului de energie prin intermediul eficienței energetice în sectorul transporturilor, materială rulantă, sustenabil. Am încheiat ghilimelele. Of, Doamne, cum... Nu e bine ce se întâmplă. Păi, om, lua noi 62 de trenuri, dar pe ce le punem? Pe ce le punem? Doamne! Bun, trecem mai departe în deosebita și experimentată emisiune, să știi că tot cu acest material vreau să continui. Și vă spun faptul că proiectul acesta va continua să funcționeze prin intermediul achiziționării a 62 de trenuri electrice care va duce la creșterea frecvenței călătoriilor pe calea ferată și la o reducere semnificativă. Băi, deci eu când citesc astfel de lucruri și când știu că mergi cu trenul de zici că te vede Dumnezeu, mai bine e la fugă, că tot ajungi mai repede. Deci, cred că și cu aglomerația de pe DN1, hai să nu fim atât de răutăcioși, dar oricum, pe acolo suntem. Și vă spun faptul că o dăm pe CO2, o dăm pe emisii, pe nebunii.
zice că proiectul va consta așadar în achiziționarea 69 de trenuri electrice care va duce la creșterea frecvenței călătoriilor pe calea ferată și la o reducere semnificativă a emisiilor de CO2, echivalentul la 14,7 tone de CO2 pe an, nu știu dacă am citit bine, adică 29,2% în comparație cu situația actuală. Mă, noi ne bucurăm dacă e că trenuri, că reducere, da. Nu putem să luăm niște bănuși și pentru șină? Nu? Aceste trenuri electrice vor fi utilizate pe 11 rute importante, precum cea de la București Noul la Brașov, Brașov la Gheorgheni și multe altele. Ceea ce va spori conectivitatea și mobilitatea. Știți cum este? Ca și cum eu merg destul de încet, pun pași apăsați, îmi ia mai mult din cauza că am o bătaie la picior și că mă strâng pantofii. Atunci pot să-mi schimb pantofii și să merg mai repede, că poate nu mă mai strâng. Da, aici dacă avem șine de acum 200, adică le-ați văzut că în cadrul jurnalelor de știri noi am tot comentat această situație deosebită. Adică telea. Te duci pe poduri și riști să te duci prăvale baba. Adică să cazi cu ferească Dumnezeu. Mamă, nu bate în masă, căci că să... Nu. Sub masă. Sau în laterală, unde nu, că e foarte departe de mine. Măi, ce ai zis? Un buton de panică sumese. Mai multă panică decât vă dau eu, uite că vă dau așa cu breaking news, cu de-astea. Bun, deci continuăm cu subiectul legat de trenuri. Vă spuneam așadar că vor fi folosite aceste trenuri electrice pe 11 rute. Băi, nu mai am foarte mult din emisiune și mai am două materiale de discutat, că le-am anunțat pătiz înainte de prima parte a emisiunii, înainte de pauza de publicitate de dinainte de cea de-a doua parte. De ce ne complicăm noi atât viața? Le-am spus eu la un moment dat în emisiunea asta, mai simplu. Bun. Proiectul este programat să încheie până în 2027 și va sprijini utilizarea tehnologiilor cu emisii scăzute de carbon în transportul feroviar, contribuind astfel la reducere. Sună proiect de la pe fonduri europene, dar trebuie să-l dai, că așa prevede regulamentul și tu ai și dat bani, dar noi nu ne-a dat nimeni. Mulțumim foarte mult, domnule Danal, de a trece mai departe și vă spun că mai am două subiecte, cred că mă încadrez cu ele, ziceți, nu ziceți. Mă încadrez, că dacă nu mă încadrez, dacă mai am, vă spun o poezie. Știți poezie? Băi, am constatat. Iertați-mă că eu sunt cumva picat din pom. Mă rog, nu ăsta e motivul pentru care s-au întâmplat niște minusuri la inventar. Am văzut că Republica azi are pagină de Facebook. Vă rog să scrieți acolo, să ne lăsați toate... Evident, mi-au spus colegii, dar eu... Da, am văzut eu cu ochii mei, ăștia doi. Bun, și zice, puteți să vă duceți pe Facebook și să ne trimiteți acolo mesaje. Despre ce vreți să discutăm, dacă vreți să lăsați mesaje importante, poezii, rețete de dulciuri și așa mai departe. Bovine cumpărate din Prahova și Buzău cu bani falși, mascați au intrat peste infractori. Vorbim despre 3 persoane din Prahova și Buzău care au fost păcălite de mai mulți bărbați cu vârste cuprinse între 22 și 51 de ani cu bani falși, după ce în perioada 20 august, 23 septembrie au cumpărat de la ei bovine, plătind contravaloarea acestora cu bagnote falsificate în cupiură de 100 de euro. Adică cu bagnote de 100 de euro. Da, prejudiciul stabilit până în prezent este de 5.100 de euro, pe fiecare au intrat oamenii legii, polițiștii brigăzii de combatere a criminalității organizate, ploie serviciul de combatere a finanțării terorismului, spălării banilor. Știați că există așa ceva? Deci, serviciul de combatere a finanțării terorismului spune... Da. Da, știam și eu, mă scuzați, eram... Sub coordonare procurorului din cadrul parchetului de pe lângă judecătoria Ploiești au efectuat 5 percheziții în județul Prahova.
Bănuiții sunt cercetați sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de falsificare de monede străine, punere în circulație a valorii falsificate străine și înșelăciune. S-a scafugit decorul. Vă mai spun eu repede că au fost descoperite telefoane mobile, da. Vorbim despre cercetări care continuă. Băi, dar ce urmează acum să vedeți voi? Zice... Cum a ajuns pe Netflix în femeia care a inventat ciorba rădăuțeană? E un lucru minunat pentru România. Puțini români știu că rețeta celebrei ciorbe rădăuțene a fost inventată de Cornelia Dumitrescu, originară din Botoșani, pe vremea când lucra la un restaurant din Suceava. N-ați știut? Poate că nu, v-am spus noi. Păi nu avem noi aici, zice botoșăneanca, apare în serialul documentar Flavors of Romania, care poate fi urmărit pe Netflix. Producătorul și regizorul Charlie Otley a spus că este un privilegiu că se află aproape de cea care a inventat această ciorbă apreciată peste tot în lume. Pe pagina de socializare, emisiunea a apărut secvența din documentar în care este prezentată renumita ciorbă rădăuțeană. Este în top 100 cele mai bune supe din lume, a ajuns pe locul 12 în top 100 cele mai bune supe din lume, 6 supe românești s-au făcut remarcate în lumea gastronomică potrivit clasamentului realizat de Taste Atlas în aprilie 2023. Dan, scoate-mă două secunde că vreau să fac o treabă. Să venim și noi repede, scurt, dăm și noi materialul, să-mi spui când este gata. I've come here to Rada Woods to meet her and get the official recipe. Stați că mi-a venit am o reclamă. World famous Ciorba Radățeană from its source. Vedeți, da? We weren't originally intending to stop in Raduz, but when I saw the site and realized that this was the home of Ciorba de Radusan, we made a bit of a detour, and I am privileged to be with the lady who actually invented the recipe. Felicita. Vă rog. Pentru ciorba rădăuțeană, da, avem nevoie piept de pui, dar cu os, să fie supa concentrată, bună. Legume, ardei, țelină, morcov, ceapă, pătrunjel. După ce fierbem carnea cu legumele toate și carnea este fiertă, o scoatem, strecurăm supa și pregătim lezonul ce avem de pus în ciorbă. Ouă, smântână, ce ziceți? Un pic de păi că v-am făcut un pic de poftă așa la final. Usturoi și sare. Gata! Oprim discuția cu ciorba rădăuțeană. Am ajuns la final, vă doresc deosebit și pa și rămâneți cu noi pentru că în continuare avem la fel de multe informații. Nu uităm să terminăm cu ceea ce n-a făcut montajul, dar am făcut eu și în curând, dacă se poate, pe burtieră, vă arată și ce a făcut colegul meu Dan Aldea din regie, pentru că nu este așa, nu ne fac pe noi niște chestii la montaj sau varianta românească care este aceasta. La revedere!